pot face o apreciere dacă trebuie să-și dea demisia sau nu. Nu despre asta e vorba. Există o Constituție, ea trebuie respectată, guvernele sunt construite și se bazează pe majorități parlamentare și, în consecință, despre asta discutăm. Eu nu fac aprecieri despre demisie sau nedemisie, e o problemă internă în PSD, nu suntem noi preocupați de acest lucru în acest moment. Dacă ne-ați rupt guvernarea USL pentru a merge alături de PDL, așa a fost vorba la dumneavoastră. A spus Crin Antonescu atunci, plecăm acum, ne întoarcem la iarnă. Adică întrebarea era justificată a domnului Gâdea, că dumneavoastră ați deschis tema, nu? Ne întoarcem în momentul în care avem o majoritate parlamentară. Această majoritate parlamentară, sau în sfârșit schimbarea unui guvern, ca să fiu mai precis, se poate face în două feluri și doar în două. Constituțional, printr-o moțiune de cenzură, așadar când se construiește o nouă majoritate în actualul parlament, sau prin alegeri. Nu suntem în situația de a avea o decizie pe acest subiect. Începând de mâine, probabil că vom discuta și despre asta. Adică veți iniția discuții, domnule Voicu, bună seara, cu membrii ai actualei coaliții de guvernământ în încercarea de a-i disloca și de a-i apropia de un proiect al dumneavoastră, de guvernare, al ACL, mă rog, cum se cheamă acum noua construcție, PNL? Nu, eu doar am enunțat posibilitățile constituționale de schimbare a unui guvern. N-am spus că vom iniția sau nu vom iniția. Repet, de mâine, începând de mâine, discutăm și despre asta. În orice caz, pentru 30 și ceva de zile, încă suntem în altă formulă. Domnul președinte Klaus Iohannis, abia peste 31-32 de zile, va depune jurământul. Nu e o chestiune care să fie de pe azi pe mâine. Apropo de domnul Iohannis, domnule Voicu, credeți că are a se teme în vreun fel de ceea ce se întâmplă mâine în legătură cu procesul domniei sale de incompatibilitate? Eu am informațiile pe care le are toată lumea, că în primă instanță a câștigat și a declarat domnul Iohannis de foarte multe ori că nu are de ce să se teamă pentru că nu are vreo vină, lucru dovedit fie și parțial de prima instanță care a judecat acest caz. Și dacă mâine, să zicem, se pronunță un verdict? Nu, mâine nici din punct de vedere procedural nu se poate. De primul termen, nu se poate. Nu, mâine nu, nici măcar nu este primul termen, este a patra etapă a completului de filtru. Am învățat și eu chestia asta. Nu, mâine nu se poate pronunța ceva, deci nu avem de ce să discutăm despre astfel de scenarii. După care survine imunitatea din momentul în care depune jurământul. Nu sunt un specialist în imunități. Nu comentez. Nu imunitatea importantă, ci nevinovăția domnului Iohannis. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, domnule vicepreședinte. O seară bună vă doresc.